scumpa mea, draga mea... Îți dau o dragă de nu te vezi! Da, da, doinița s-a produs o presiune pe garnitura care apăsa pe coloana de apă, care a produs un degajament. Uite-te la părul meu! Vezi degajamentul? Vezi? Îl văd, da. Și-ți place? Arată diferit. Marcele, mâine avem botez și tu mi-ai omorât părul. Părul meu frumos, bun de pus, uite așa, în vitrină la igiena. Ce ai de spus în apărarea ta? Poate nu se mai ține botezul? Marcele... Dar cine i-a dat voie lui Cornelia să plece acasă? Naște sorsa? Păi și ce vina am eu dacă i-a plăcut păcatul, a? Ascultă aici la mine, cocoană. Deci, eu am o urgență că mâine am un botez. Știi cine sunt eu? Alo! Alo! E, dacă nu vă calc eu cu controlul, mama e de viața și mâine. Haideți, doamna director, dar ce vă supărați? Mai vă supărați așa, pe bune, că... Eu nu cred că e așa rău. Păi ce mare greutate e? Luați un spray de la fixativ, fus, fus, fus și gata, ați rezolvat problema. Ia uite-te aici, Flori. Aoleu, ce m-a speriat, doamne, cum... Păi da, mai bine să vă trimit la tipul meu. Ce tip? Tipul meu, Fabio. Fabio? Ce nume este ăsta? E fotbalist sau ce? E fotbalist. E artist. Păi deși eu am nevoie de un artist, am nevoie de cineva să-mi salveze părul. Păi da, dar Fabio ăsta e artist la păr. Nu știu cum e ăștia artiști ăștia, că unii la cinematograf, actori. Ăsta Fabio, ăsta e artist de la păr. Măi, Flori, măi, dar dacă e atât de bun artist, de ce nu crează la un coafor? La coafor, la talentul lui, doamne, ferește să se facă de râs pe acolo. Păi nu se poate. Păi dar el a lucrat numai cu politicieni, cu vedete, cu fotomodele, cu actrițe, mafie. Mafie? Măi, încet, că ne aude. El s-a venit aici ca să se ascundă. Că i-a tăiat la unul un breton, i-a greșit un breton, unul de la mafia asta a lor, și îl caută să-l toarne în beton. E, hai, fugi de aici. Pe cuvântul meu de onoare, deci mi-a zis mie o prietenă care e aici, o prietenă care știe de la Varsa. Păi și cum dau eu de tipul ăsta, de Fabio? Păi aia e, că n-aveți cum. Păi n-ai zis că e tipul tău? Păi e tipul meu, dar și eu până am ajuns la el, mamă, 7 luni a durat până, păi nu e așa ușor. E foarte complicat, trebuie să corespunzi. Dar eu n-am 6 luni să corespund, Flori. Mie îmi trebuie cât mai repede să-mi salveze părul, nu înțelegi? Eu înțeleg, dar îmi trebuie și mie ceva, adică... Na, are nevoie de... Bani? Vrei bani? Și bani, dar mai trebuie ceva, un ceva păr. Păr? Da, păr din cap, că Fabio ăsta, deci cum să vă explic eu, el pune firul de păr la microscop și vizualizează acolo la microscop să uită dacă părul e fir, cum e firul, e tare, e lung, e moale, e gen de... Ce tipologie este firul de păr, ca să știe și omul. Uite, cu... ia. Așa. E, acum, dacă este să-mi dea și... Și bani.